Salut! Sunt Florin Cârnicianu și sunt șef bucătar la Soarea Exclusiv Venue. Eu sunt trainerul tău la cursul de bucătar la atelierele Ilbach. Astăzi te voi învăța cum să prepari un California Rolls în câțiva pași simpli. Pentru a prepara California Rolls avem nevoie de orez, morcov, castravete, wasabi, sushi nori, care este o algă, oțet mitsaki, zahăr, brânză Philadelphia, ghimbir murat și sos soia. O etapă importantă este spălarea orezului. Acesta se spală sub jet de apă rece până rămâne clar și limpede. Se pune la foc încet, adăugând puțină sare. O să avem grijă să luăm de pe foc în momentul în care s-a umflat complet. Următorul pas până se răcește orezul este să fierbem un morcov în apă cu sare, apoi îl tăiem în fâșii subțiri. Curățăm castravetele, îl tăiem pe din două și apoi cu vârful unei linguri îl curățăm de semințe. Tăiem castravetele fâșii egale cu cel de morcov, oțetul mitsaki în care adăugăm zahăr treptat și gustăm oțetul astfel încât să fie puțin dulceag. Oțetul preparat cu zahăr se va turna în orezul fiert, amestecând ușor treptat. Luăm rogojina de bambus, punem foaia de sushi nori, apoi întindem un pumn de orez fiert ce este amestecat cu oțet, îl presăm ușor, apoi venim cu un vârf de deget de wasabi, deoarece este foarte iute, așezăm pe pasta de wasabi castravetele, apoi venim cu morcovul și turnăm deasupra brânza Philadelphia. Apoi, luând capătul rogojinii, înfășurăm strâns, ca pe o ruladă, această compoziție. O să-i dau o formă pătrată pentru un aspect plăcut, îndepărtăm rogojina și trecem la porționarea ruladei. Odată ce am porționat California Rolls, vom pune ghimbir murat deasupra și îl vom umuia în sos soia. Eu vă doresc poftă bună!